că mai există. Păi de asta zic, da, hai să venim să sprijinim, să facem un proiect. Păi da, da, ca lumea, da, nu, da, proiectul, păi, când așteptăm să vină cineva? Luăm un teren, cineva. Asta facem. Păi nu, luăm un teren. Stai două secunde. De ce se pare aici? Aici e în fața cameră. De ce mă accent? Ca să până la mâine, să ne Dacă proiectul propus astăzi ar fi primit vot favorabil, Arena Constanțeană ar fi trecut de la Direcția Județeană de Sport și Tineret la primărie. Stadionul este o ruină în acest moment și nu numai el, ci și Badea Cărțan. Municipiul, într-adevăr, poate nu are bani să construiască un nou stadion, dar cred că este de datoria noastră să aducem la un standard de confort, la un standard de igienă, la un standard de funcționare, a ceea ce s-a distrus în timp, și anume întreaga bază sportivă de la FC Farul. Eu le-am explicat clar că nu putem să continuăm activitatea, nu putem face performanță fără a avea un stadion, eu știu, cel puțin de Liga 3 pentru un an de zile. Iar ca să le aduci la un stadiu de Liga 3 să obții licență de a juca pe stadionul Farul, trebuie timp. Vrem să ne ducem acasă, să putem să jucăm pe stadionul nostru. Proiectul a fost respins de pe ordinea de zi. Haideți să așteptăm până în primăvară. Asta a fost ideea noastră. Să vedem cum trecem de niște procese care o să vină pe capul primăriei în iarnă, probabil cu prejudicii foarte mari. Haideți să vedem cum se termină cu preluarea stadionului la Ministerul Tineretului și Sportului, să vedem ce prejudicii se stabilesc acolo, pentru că noi nu vrem să acoperim acele prejudicii în momentul ăsta. În momentul de față, sportivii de la Farul joacă pe un stadion din Tomis Nord, ITC, însă acolo urmează să se ridice sala polivalentă. Stadionul se află lângă complexul Badea Cărțan, alt obiectiv lăsat în paragină. Chiar nu văd de ce s-au opus acești domni, pentru că este vorba de sport, primul rând, de sănătate, de tot ceea ce înseamnă o gândire pozitivă, așa, în viitorul copiilor noștri. Chiar n-am înțeles. Trebuie să înțeleagă că sportul înseamnă sănătate. O gândire mai bună pe viitorul, în viitorul nostru. Toată lumea știe despre construcția sălii sporturilor și stadionul de la ITC se va demola, nu vom mai avea unde să mai jucăm și trebuie să jucăm acasă, pe stadionul Farul, acolo este casa noastră. Stadionul FC Farul a fost deschis în 1970 și renovat în 1999. Dispune de o pistă de atletism, dar și de o instalație pentru nocturnă, inaugurată tot acum 46 de ani. În 2001, baza sportivă a fost dată în folosință gratuită pentru 49 de ani clubului sportiv Farul Constanța.